Spitalul de pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu de la Dobrița a organizat la Târgu Jiu un simpozion dedicat medicilor și asistenților cu tema patologia respiratorie în practica medicală curentă. Manifestarea are drept scop calificarea aspectelor legate de traseul pacientului în sistem, diagnosticarea precoce a afecțiunilor respiratorii și mai ales rolul medicului de familie și al pneumologului. Este o reparație morală față de medicii, asistenții și toți cei care își desfășoară activitatea în Spitalul Tudor Vladimirescu. Numele cărora eu acum spun da, într-adevăr, suntem un spital de pneumofiziologie, dar avem specialiști pregătiți să trateze orice afecțiune respiratorie. Și doi, faptul că, deși se vorbește foarte mult despre o colaborare interdisciplinară, ea lipsește aproape în totalitate. Iar noi, în Gorj, suntem fericiți pentru că putem demonstra contrariul. La eveniment au participat aproximativ 200 de medici și asistenți medicali din Gorj, Dolj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Profesorii universitari și medici de renume din țară și-au prezentat lucrările la Târgu Jiu. Printre aceștia s-a aflat și coordonatorul științific, profesor dr. Paul Stoicescu. E păcat că aici, în această zonă, specialiștii de la Dobrița, pe care eu știu și sunt foarte buni, să nu fie folosiți pentru acest domeniu. Cei care au participat la eveniment au apreciat inițiativa Spitalului Județean de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu din Dobrița, pentru că cele mai multe cazuri de afecțiuni respiratorii și de tuberculoză sunt descoperite în zona Olteniei. Aici, în zona Olteniei, este o zonă fierbinte, în ceea ce privește endemiile de tuberculoză. Am făcut o analiză și pe cele 5 județe din regiunea sud-vest Oltenia, respectiv în Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt și Mehedinți, sunt cei mai mulți bolnavi și incidența cea mai mare a bolii. Simpozionul se va încheia mâine, iar medicii și asistenții care au participat vor primi credite care îi vor ajuta la eliberarea atestatului de liberă practică.